l-am prins. Tu temele încă nu le-ai făcut? Și vrei dinozauri? Mămico, mă joc și apoi îmi fac temele. Nici nu se discută. Mai întâi îți faci temele, apoi poți să te joci 30 de minute, nu mai mult. Teme. Toată ziua teme. Nu știu, să-mi fac temele sau nu. Da sau nu? Îți fac temele, mama nu te verifică. Ce-a fost asta? Da, mama chiar nu mă verifică de mult timp. Mă joc un pic. Unde jocul? Fă-ți temele! Chiar să le fac? Ce gând este acesta? Brrr! Ia privește! Ce dinozauri ai aici! O, da! Îmi place să mă joc! Fă-ți temele! De ce nu m-a spus de părinți? Ce plictiseală! De unde ai apărut? Iarăși tu! Albert, ascultă-mă pe mine! Nu, pe mine, Albert! Pe mine, Albert! Pe mine, Albert! Pe mine! Pe mine! Ce? Au dispărut? Îți faci temele? Ce bravo ești! Ai nevoie de ajutor? Iată așa-mi place! Când ești băiat ascultător! Ce bucurie a făcut mamei! Vezi, Albert? Bravo! Lupta noastră încă nu s-a sfârșit! E curat! Mai departe! Mămicu, cât de curat este în casă! Lucește tot! Mă bucur că vă place! Doar vă rog să păstrați! Neapărat! Ce avem? Nu ai idee ce să faci? Albert, chiar ce? Nu ai nicio idee? Eu am o grămadă de idei! E prea curat în casă! Da, este frumos! Mie place curățenia! Albert, hai să facem dezordine! E vesel! Tu glumești? Albert, nu se poate! Mămica ta a muncit! Hoba! Wow. Hai să le mâncăm! Le aruncăm în aer! Încetați! Albert, încetează! Te va vedea mămica ta! Nu! E distractiv, așa? O, ce bun, ce bun! Albert! Și încă spui minciuni? Nu-mi place când spui neadevărul. Imediat strânge. Asta nu e o agă. Ce să fac acum? Trebuie să recunoști vina și să-i spui adevărul mamei. Să ceri iertare de la Ernest. Ai scăpat de pedeapsă. Ești cel mai tare. Nu, mă duc să-i spun totul mamei. Ce greu să spui adevărul! Dacă mă va certa mama! Mămico, vreau să spun ceva! Ce? Mama, scuză-mă, dar eu am aruncat pe jos! Și ai dat vina pe frățiorul tău? Da, scuză-mă! Eu te iert, dar să fie pentru onoare! Mergi imediat și ceri iertare de la frățiorul tău. Am înțeles. Tu, frățiorul cel mai mare, să-ți ceri iertare de la frățiorul mic? Da, ce este rușinos aici? Nu trebuie! Trebuie! Nu trebuie! Trebuie! Nu trebuie! Eu îmi cer iertare și gata!
și gata. Iermi, scuză-mă! Bine! Wow, ce frumos! Bravo, bravo, băieți! Ce? Chips? Dar mama nu ne dă voie! Mama nu vede! Da, dar ne vede Dumnezeu! El ne vede peste tot! Corect, Albert! Ai zis o vorbă foarte înțeleaptă! Eu am citit în Biblie! Neascultarea este păcat! Foarte corect! Bravo! Hei, ți-ți place cola? Eu știu asta! O, da! Asta-mi place! Albert, întreabă pe mămica ta! Ești mare! Ce atâta mămica, mămica! Nu, eu mai bine o întreb! Bravo! Mămica, se poate să beau cola? Categoric nu! De unde o ai? Ah, Dani a lăsat-o! Nu se poate! Dar ceva dulce să mănânc! Nu, Albert, e noapte, e târziu. Bine. Ia ce am aici! Wow! Preferatele mele! Cu alune! Mai am un pachet! Dacă vrei, îți mai dau! Stop, Albert! Mama, ce ți-a spus? Neascultarea este păcat! Un păcat mic se poate! Totul începe de la un păcat mic. Hai, lasă vorba! Ia ce-am! Hai, 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 dulce și gustos! Nu, nu mănânc nimic! Am câștigat lupta cu gândul cel rău! Scrie în comentarii, a luat Albert o decizie bună? Eu sunt prieten cu gândul cel bun, dar tu cu cine